Asta nu există un moment cum a mai existat și așa mai departe să nu intrăm pe același drum. Eu o să votez și o să plec repede. Ba, asta pare regizat. Eu vreau să te... Nu mai gata, gata. Unde este ieșirea? Da, stai, 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 stai. N-am văzut nimic! N-am văzut pe nimeni. Unde e ieșirea? Ieșirea, unde e ieșirea? E din ce în ce mai greu să stai în abstinență. Unde e ieșirea? Unde e ieșirea? Ieșirea, unde e ieșirea? Pe aici e ieșirea. Căiță, mamă! Nu te duci, mă! La dracu! Femeia pe care te-ai temut și ai fugit. Nu m-am temut. M-am temut. Nu mai vreau să mai fac rău unor oameni. Da, s-am fugit. Păi ce ai făcut? Stai să treacă numărul ăsta. Mă renorocesc femeia, nu, nu. Și mă renorocesc și pe mine. Dacă stau acolo, fac ceva și toată lumea asta. Iar, iar și iar și iar și iar. După ce s-a întâmplat atunci la finală, eu am trăit o chestie extrem de nedreaptă și pe care nu am să uit. Hai mă, să apelăm la tradiție. Ia du-te mă și pupă. Păi nu mai e nevoie că dacă tu pleci de aici cu 3 de da, fii convinsă că în conștiința generală ești... Bă, una este să spui, părerea mea este că s-ar putea să. Și alta este să... te apuci să înjuri pe cineva. Dar nu se confunda libertatea de expresie, toată lumea are libertatea de expresie, cu a acuza pe cineva de ceva. Exact, sau cu injuri. Pentru că ai zis că a fost multe la adresa familiei și a ta și... Bă, și amenințări și adică... De ce ai fugit? Ca să nu cumva să rămân acolo să se întâmple ceva și după aia să trăiesc încă o dată ce am trăit la final. Nu mai, gata. Ce să trăiești, da? Dacă îți place o femeie, acum ar poți să spui că îți place? Nu-mi place. Știi că nu-mi place. M-am gândit la un moment dat, zic, bă, oare oamenii ăștia se gândesc că după tot ce am făcut până în momentul ăsta, unele bune, altele rele, aș putea să tot ce înseamnă munca mea de până acum și să folosesc o chestie de genul ăsta ca să... Păi oamenii care au considerat treaba asta sunt oameni care asta ar face. Da, dracu, de urâtă, dracu. Ce-a făcut? Ce-a făcut? Urâtă, mă. Și ce s-a întâmplat? Am plecat de urâtă, ce era? N-am mai suportat să văd. Ideea că aș putea să sucumb pe cineva care în mod meritoriu face un lucru bun oprobiului unor proști nu mai convine. Mă rog, să revenim. Vorbește tu cu ea. Ai fost sau ești tu ca om sau rol foarte senzuală. Ești smart, ești frumoasă. Bendeac nu te place deloc, ești perfectă.